Victime, milioane de destine sfărâmate, generații întregi lipsite de șansa contactului cu lumea civilizată, o economie prăbușită, o moralitate așișderea. Aceasta pare să fie, nu mă îndoiesc că chiar este, moștenirea istorică a comunismului în România. Poate că nicio țară europeană, și aș merge cu comparația un pic mai departe, poate că nicio altă țară, continuitatea experimentului comunist nu a fost atât de clară în atrocitatea ei. Poate că singura comparație ce o putem face ar fi Albania, oricine știe, Coreea de Nord. În cazul României, timp de 44 de ani, s-a urmărit cu o perseverență demnă de cauze mult, mult mai bune distrugerea ființei umane, anihilarea fibrei morale din individ, a acelei dimensiuni care ne face să ne ridicăm cu un cap mai sus de zoologie. Experimentul de la Pitești, atât de bine cunoscut astăzi și care abia totuși își așteaptă o adevărată radiografie, în film, în cărți, în mărturii care să vină de acolo. Apoi, acel 1 milion de oameni care au fost prizonieri a ceea ce s-a numit arhipelagul Meai, acele 300.000 de victime, cei dispăruți, cei morți în lagărele și închisorile terorismului comunist din România, toți aceștia își așteaptă monumentul care trebuie să li se ridice. Este nevoie să recurgem la istorie, pentru că istoria a fost victimizată. Pentru că nimic nu a urât și nu urăște mai mult comunismul decât memoria, decât istoria autentică a ceea ce s-a petrecut și, de fapt, propria sa istorie. Comunismul este, în ultimă instanță, o încercare perpetuă de rescriere a trecutului, de răstălmăcire a tuturor acelor valori și a tuturor acelor date pe care omenirea le-a evidențiat ca fiind reazimul, dacă vrem, al moralității. Comunismul este, de fapt, rezultatul unor acțiuni întreprinse de secte fanatice, cu visuri utopice, dacă vrem, cu visuri mesianice, cu visuri de a face oamenii să fie fericiți, de a-i condamna, dacă vrem, la fericire, chiar împotriva a ceea ce acești oameni își doresc. Acest experiment într-o condamnare a oamenilor la o fericire decretată de către diverse state majore ale Revoluției sau de către diversi lideri autoproclamați, voievozi naționali sau conducători naționali, această istorie abia urmează să fie scrisă. Și încercarea noastră aici este, dacă vrem, un debut în această direcție. De la bun început, comuniștii români s-au aliat cu febrilitate cauzei Rusiei sovietice. Fidelitatea necondiționată față de Uniunea Sovietică, afirma Stalin, constituie piatra de încercare a internaționalismului proletar. Orice ezitare în a îndeplini poruncile Kremlinului echivala cu o trădare. Vorbește tovarășul Vasile Luca. Singură cale care duce la libertate, la independență, la fericire, este calea Marii Revoluții din Octombrie, este calea create, deschise de marele genii ale omenirii, Lenin, Stalin. Partidele comuniste, formate în întreaga lume în acei ani, erau cu toate construite după modelul Partidului Bolșevic. Erau organizații ultracentralizate, bazate pe disciplina militară, extrem de ierarhice și autoritare. Ereziile erau pedepsite fără milă. În recrutarea membrilor săi, Partidul Comunist miza pe credulitate și resentiment. Promitea înfăptuirea egalității de pline într-o lume eliberată de nevoi și frică. Celor frustrați și marginalizați, minoritarilor și nefericiților, le făgăduia o grabnică emancipare. Se pretindea soluția tuturor chestiunilor care scindaseră societatea. Nu întâmplător au reușit comuniștii să atragă de partea lor nu doar simpli muncitori, ci și intelectuali remarcabili, dispuși să-și abandoneze facultățile critice în favoarea unei identificări febrile cu cauza unui proletariat mitologic. Cu toate limitele sale, democrația românească era suficient de tolerantă ca să permită chiar și existența unei formații ce proclama cu voce tare ostilitatea ei viscerală față de acest sistem.
Ceea ce nu se putea însă tolera era acțiunea subversivă, antinațională a unui mănânc de indivizi puși în slujba intereselor unei puteri revanșarde precum Rusia Sovietică. În 1924, PCR era scos în afara legii în urma rolului său instigator într-o serie de tulburări sociale din Basarabia legate de revendicările teritoriale ale Kremlinului, detestând, denunțând și calomniind statul unitar național creat după primul război mondial prin recuperarea teritoriilor istorice românești, Transilvania, Basarabia și Bucovina de Nord. Pentru comuniști, România era un stat imperialist multinațional constituit prin jaf și cotropire. Cum Moscova pretindea că Basarabia era o provincie rusească, comuniștii români au susținut fără remușcări acest punct de vedere antipatriotic. O excepție în această privință a făcut-o primul secretar general al PCR-ului, Gheorghe Cristescu, zis Plăpumaru. El avea să plătească pentru această deviere prin excluderea din partid și prin persecutarea sa după 23 august 1944, inclusiv eliminarea lui din istorie. Congresele PCR din acei ani nu au făcut decât să ducă la o și mai rigidă interpretare a problemelor politice și sociale ale țării. Între altele, această funciară incapacitate de a înțelege autenticele drame ale poporului român era legată de structura etnică a partidului. PCR a devenit astfel un partid dominat de militanți de origine alogenă, între care mulți abia vorbeau românește. Departe de a deplânge acest lucru, Cominternul părea să-l încurajeze. La urma urmelor, un partid de acest gen, fragil și anemic, putea fi mult mai ușor controlat și manipulat. Pe de altă parte, nu trebuie căzut în extrema cealaltă care ar vedea comunismul drept opera exclusivă a străinilor. De la bun început, alături de Ana Paucăr și Alexandru Dobrogeanu Gherea, în fruntea partidului s-au aflat și militanți 100% români. Prima generație de lideri era încă prea marcată de principiile social-democrate tradiționale, prea europeană, într-un anumit sens, pentru a conveni total controlorilor de la Kremlin. Era nevoie de sclavi umili, de instrumente perfect obediente, gata să îndeplinească orice ordin fără nici cea mai mică ezitare. Tocmai pentru a ajunge la deplina plasticizare a PCR-ului, Cominternul a decis eliminarea vechii gărzi, a celor părinți fondatori precum Alexandru Dobrogeanu Gherea, Timotei Marin, Imre Aladar și Elena Filipovici, înlocuindu-i cu lideri pur și simplu parașutați în România. Vitali Holostenko, zis Barbu, activist importat din Ucraina, și Alexander Stefanski, un comunist polonez care avea să conducă PCR-ul în timpul faimoaselor greve de la Grivița din februarie 1933. Între timp, la bază, se formau militanți din categoria cea mai dură, îmbibați de mituri cominterniste. Între aceștia, unul care va juca un rol esențial în destinul comunismului românesc a fost Gheorghe Gheorghiu Dej. Născut în 1901, Gheorghiu Dej a fost unul dintre organizatorii grevelor de la Grivița din 1933. Spun unul dintre acești organizatori, întrucât alături de el și chiar mai importanți au fost alți militanți, precum Dumitru Petrescu și Constantin Doncea. Procesul liderilor ceferiști și petroliști a fost unul din punctele culminante ale propagandei comuniste din ilegalitate. Un alt proces a fost acela al unei alte figuri majore a partidului, Ana Paucăr. Tigroaica comunismului român, cum i s-a spus, această femeie a reprezentat facțiunea cea mai îndârjită a partidului. Ea a devenit simbolul viu al devotamentului nețărmurit pentru Uniunea Sovietică și Stalin. 7 noiembrie 1917 a însemnat deschiderea unei ere noi în istorie. 7 noiembrie 1917 a însemnat începutul revoluțiilor proletare biruitoare. 7 noiembrie 1917 a însemnat pentru muncitorimea din întreaga lume credința fermă că proletariatul se poate și a început să se elibereze, să-și instaureze dictatura lui zdrobind pe exploatatori, că popoarele se pot și au început să se elibereze de sub jug asupritor. Frontul nostru este astăzi tare. Imperialismul rănit în 7 noiembrie 1917 este astăzi încă mult mai șubret, mult mai rănit. Comuniștii români gândeau și simțeau în spiritul Rusiei. Cântecele lor, porniți înainte, tovarăși, și voi jertfă căzutați în lupta cea grea, erau imnuri ale bolșevismului rus. Ei învățau cu toții rusește, spre a putea citi în original capodoperele leninismului și stalinismului. Fa-
Faimosul Privesc din Doftana prin gratii de fier se cânta pe o melodie populară rusă. Nu Oltul, ci Volga era râul la care visau. Se voiau martiri pentru că martiriul făcea parte din tradiția terorismului nihilist rus. Dar și în temniță se lupta. Închis la Caransebe și tovarășul Gheorghe Gheorghiudeș scria: în aceste momente de grea încercare, țin să vă reînnoiți, dragi tovarăși, asigurarea că îmi voi face datoria până la capăt ca soldat devotat și disciplinat al partidului. În pofida legendelor cu grijă țesute de propaganda oficială a PCR privind glorioasele lupte din ilegalitate, se poate spune că partidul nu a izbutit să iasă sub nicio formă din auto-impusul său ghetou politic. Încă din deceniul al IV-lea, observăm formarea unor centre de putere în interiorul partidului, a căror competiție va explica ferocitatea răfuielilor după luarea puterii. Pe de o parte, exista un centru în închisori, în fruntea căruia se aflau militanți precum Gheorghiu Dej și acoliții săi, între care Gheorghe Apostol, Teohari Georgescu, Iosif Chișinevski, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici și alții care vor figura proeminent în conducerea țării după 1947. Apoi, exista un comitet central care acționa în clandestinitate, condus de Ștefan Foriș, un intelectual de origine maghiară. Împreună cu el figurau în conducerea acestui centru clandestin personaje precum Lucrețiu Pătrășcanu, avocat și eseist politic, precum și alți militanți mai puțin cunoscuți. În fine, la Moscova, la Comintern, funcționa o secție română, condusă până în 1940 de militantul de origine bulgară Boris Ștefanov. În toamna lui 1940, după anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, în urma pactului Molotov-Ribbentrop, s-a produs un schimb de prizonieri între România și URSS, cu care ocazia Ana Paucăr a ajuns la Moscova, devenind liderul centrului din exterior. În jurul ei s-a coalizat un nucleu de militanți care, la rândul lor, vor juca rolul de prim rang în satelizarea țării după 23 august 1944. Vasile Luca, militant sindicalist de origine maghiară, care trecuse în URSS și adoptase cetățenia sovietică. Petru Borilă, militant de origine bulgară, fost ofițer politic în brigăzile internaționale din Spania în timpul războiului civil, Constantin Doncea și Dumitru Petrescu, foști lideri ai grevelor de la Grivița, care reușiseră să evadeze din închisoare și trecuseră în URSS. Walter Roman, fost ofițer în brigăzile internaționale, care va fi șeful postului de Radio România Liberă al Cominternului. Dumitru Coliu, un alt bulgar care în anii domniei lui Dej a jucat un rol sinistru ca șef al așa numitei Comisia Controlului de Partid. Și nu mai puțin important, Ion Tărăutu, un militant evreu originar din Basarabia, șef al secției române la Radio Moscova, care va fi dictatorul necontestat al culturii române între 1948 și 1965. În aclamațiile mulțimii defilează unități ale glorioasei armate roșii. Cu odată trupele sovietice pătrunse pe teritoriul României, comuniștii români vor juca un rol capital ca reprezentanții de drept ai lui Stalin. Fața maestății sale regelui și a înalților demnitari trec acum unități ale armatei române. Spre deosebire de partidele comuniste din alte țări din Europa de răsărit, comuniștii români nu puteau invoca merite în organizarea unor spectaculoase acțiuni de rezistență antinazistă. Unii militanți se duseră în închisoare, însă nici unul nu se bucura de credit și influență națională. În ansamblu ei, populația României era anticomunistă. O imensă mulțime adunată în piața Palatului Regal a manifestat îndelung pentru maestatea sa regele Mihai I și pentru maestatea sa regina mamă Elena. Noul guvern a fost constituit. După ani lungi de împilare, România respiră din nou în atmosfera de libertate a democrației. Sub conducerea domnului general Sănătescu și a domnilor Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Lucrețiu Pătrășcanu și Titel Petrescu, guvernul român dă țării față nouă, asigurându-i un viitor de liniște și prosperitate. Egal în fața legilor, românii își vor putea călăuzi destinele după vrerea și aspirațiile lor, alături de Marile Națiuni Unite. Singurul lider comunist care izbutise să-și construiască o imagine mai puțin terifiantă era Lucrețiu Pătrășcanu. Intelectual autentic, el nu putea să fie pe placul orgolioasei Ana Paucăr și a etern bănuitorului Gheorghiu Dej. Soarta lui Pătrășcanu avea să fie pecetluită de poziția sa nuanțată în chestiunile conflictelor interetnice din Ardeal. Gheorghiu Dej, priceput în arta stigmatizării și a invectivelor politice, îl va acuza pe Pătrășcanu în 1946 de naționalism și șovinism românesc. Pătrășcanu va pierde teren, fiind exclus din biroul politic, iar după 1948, fiind ținut în domiciliu forțat,
apoi arestat, torturat, condamnat la moarte și executat în urma unei înscenări judiciare în aprilie 1954. Conducerea PCR fusese complet monopolizată de ceea ce putem numi quartetul hegemonic format din Dej, Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu. Paucăr și Luca reveniseră în țară din Uniunea Sovietică odată cu Armata Roșie și deveniseră imediat membri ai biroului politic și ai secretariatului. Ei s-au dedicat completei și radicalei sovietizări a României. Un sprijin esențial în această privință a venit din partea lui Petru Groza, venalul latifundiar ardelean, care a jucat cu voluptate rolul tovarășului de drum în calitatea sa de premier impus de Moscova la 6 martie 1945. Aș vrea ca glasul nostru să fie purtat de vânturi în toate colțurile țării noastre pentru a vă vesti că venim din casa marelui nostru vecin, Uniunea Sovietică, și vă spun să păstrați hotărârea voastră fermă de a nu dezarma în lupta voastră politică, de a nu dezarma în uzinele voastre, în birourile voastre, de a nu lăsa să dezarmeze nici plugarii pe ogorile lor, până când nu vedem realizată acea țară pe care noi o numim mereu România liberă, independentă și democratică! Prezența Armatei Roșii de ocupație, controlul sovietic asupra mijloacelor de informare, ingerințele necontenite în treburile interne ale țării, inclusiv dictatul lui Andrei Vâșinski, adjunctul ministrului de externe sovietic asupra palatului pentru acceptarea guvernului Groza, toate acestea au contribuit la slăbirea forțelor rezistenței democratice. Ministerul de interne era preluat de Teohari Georgescu, cel al justiției de Lucrețiu Pătrășcanu, iar cel al comunicațiilor de Gheorghiu Dej. Pentru a-și asigura o minimă popularitate, guvernul Groza va da o serie de decrete și va iniția o cinică reformă agrară, ale cărei efecte vor fi desigur temporare. Piața Victoriei este un uriaș șantier. Odată cu tribunele se montează imensele panouri cu portretul maestății sale regelui Mihai I și chipurile marilor dascăl și conducători Marx, Engels, Lenin, Stalin. Apare primul cal alegoric. El reprezintă lupta victorioasă, eliberatoare a Armatei Roșii. Al doilea car împățișează eliberarea Ardealului dorită de popor, înfăptuită de guvernul Petru Groza. Trăiască Ardealul liber și democrat, realizat la trupul patriei române. În octombrie 1945 are loc conferința națională a PCR, cu care ocazie Gheorghiu Dej este oficial consacrat drept lider suprem al partidului. Cu același prilej, unul dintre cei mai servili locotenenți ai lui Dej, Nicolae Ceaușescu, devine membru al Comitetului Central. Oportunismul și conformismul celor dispuși să sară în barca învingătorilor sunt exploatate cu cinism nemărginit de către artizanii dictaturii comuniste. Se organizează mitinguri mamut, cu care ocazie liderii comuniști și în primul rând Gheorghiu Dej și Ana Paucăr înfierează pretinsele conspirații ale reacțiunii. Partidele democratice și în primul rând cele național-țărănist, național-liberal Brătianu și social-democrat Itel Petrescu sunt denunțate constant pentru pretinsul refuz de a coopera la acțiunile comuniștilor. Limba de lemn, reflex al fraudei semantice, al abuzului de încredere și al fanatizării publicului, este elementul dominant al discursului comunist. Liderii partidului nu mai încearcă să convingă pe nimeni. Ei dețin adevărul absolut și nu întârzie să-l impună prin orice mijloace unei populații derutate și terifiate. Alegerile trucate din noiembrie 1946 sunt un exemplu perfect al acestei strategii. Avem alegeri! Strigă dumneavoastră în străinătate! Veniți la noi în țară! Veniți! Să ne omoară oamenii la alegeri! Veniți că nu votează pentru noi! Veniți să vedeți că ar vrea să voteze pentru noi! Dar nu-i lasă Groza, Teohari și mai știu eu cine! În felul acesta, domnii istorici perferesc, calcă în picioare, își bat joc de independența țării, de independența poporului. Ei vor să ne facă pe noi, să ne prezinte pe noi mulțimea mare, ca pe niște minori, ca pe niște sălbateci, ca pe niște neonești, care trebuie să fim puși sub interdicție, sub control, să ne se uite pe degete, să ne se uite în ochi, să vadă ce gândim, să ne spui că nu gândim bine ce gândim,
să ne învețe cum să trăim și cum să ne ducem viața. Că în întreaga țară candidații blocului vor ieși cu zdrobitor majorități. Noi suntem convinși că Parlamentul țării va fi compus în zdrobitoarea lui majoritate din reprezentanți ai blocului partidelor democratice. Lipsa de scrupule și minciuna, combinate cu utilizarea tehnicilor teroriste celor mai revoltătoare, inclusiv agresiunea fizică, asigură alianțe electorale dominate de comuniști o pseudo-victorie zdrobitoare. Dimineața zilei de 19 noiembrie 1946, bărbații și femeile din absolut toate clasele sociale sunt chemați să-și pună cuvântul. Masele largi conduse de partid erau hotărâte să sfârme definitiv reacțiunea. Cu fiecare ceas al acelei zile era tot mai evidentă victoria forțelor democrației. Și iată unul din momentele deschiderii urnelor. În comisii, mari emoții liberale, otrăvite așteptări maniste. Scuzați, e rândul soarelui. Puțin contează că întreaga lume civilizată protestează împotriva acestei imense hoții electorale. Dej, Paucăr, Luca, Bodnăraș și marioneta lor Petru Groza îi puteau raporta lui Stalin că în România lucrurile decurgeau în conformitate cu dorințele Moscovei. Țara pășa rapid spre transformarea într-o democrație populară, adică într-o colosală cazarmă în care orice formă de opoziție va fi anihilată cu metode dintre cele mai barbare. Iar toate acestea se produceau în numele clasei muncitoare, în numele poporului român. Persecutate și agresate, partidele istorice au încercat să organizeze forme de rezistență, inclusiv detașamente de partizani. Șansele lor erau însă minime în condițiile stabilirii unui sistem totalitar bazat pe denunți și șantaj și în absența oricărui sprijin politic, militar sau diplomatic din partea Occidentului. Se intrase în era războiului rece, iar România era situată dincolo de cortina de fier, în acea zonă a abuzului totalitar în care Stalin și fantoșele sale își puteau duce la îndeplinire sinistrele planuri. Un totalitarism întunecat și silnic, o completă încorsetare a spiritului, o paralizare și chiar distrugerea societății civile. Ideea de cetățean trebuia sugrumată, iar pentru aceasta se construia un sistem propagandistic menit să suprime memoria colectivă, să rescrie istoria națională și să-i convingă pe români că trăiau în cea mai bună dintre lumile posibile. Să fie socotit ca un popor muncitor, ca un popor modest, ca un popor care va pune umărul său pentru clădirea unui viitor de pace, de democrație și de libertate în lume. Am făcut un apel la unirea tuturor pentru ca să salvăm neamul și au fost foarte puțini care au răspuns. Dacă mă retrăgeam, țara toată intra pe mâna legionară și cu consecințele care decurgeau din asta. Domnule președinte, eu n-am fost un om politic. N-am fost înregimentat niciunui sistem politic. Am fost omul țării pe care am considerat-o totdeauna și deasupra monarhiei și deasupra partidelor politice. Tribunalul Poporului, pentru motivele care se vor vedea, în numele legii, în unanimitate hotărăște. Condamnă pe acuzatul Ion Antonescu de 64 de ani, fost conducător al statului, pentru crima dezastru țării și crime de război prevăzute de articolul 1 alineatul A și B și articolul 2 alineatul A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N și O din legea 312 și sancționată de articolul 3 alineatul 1, 2, 3, 4 și 5 în aceeași lege, să suferi pedeapsa cu moartea. Pe lungă durată era limpede, viitorul României nu putea fi diferit de prezentul Rusiei sovietice. Între timp, sub conducerea agenților sovietici Emil Bodnăraș și Pantiușa Bodnarenko, autobotezat Gheorghe Pintilie, se formase un serviciu secret care reuși să se semene pretutindeni spaimă și panică. Presa comunistă sau colaboraționistă se dedau unor infame campanii împotriva tuturor celor care îndrăzneau să conteste legitimitatea acțiunilor agenților staliniști din România. În 1946, fostul secretar general Ștefan Foriș este asasinat în urma unei decizii semnate de quartetul conducător al partidului. La sfârșitul lui octombrie 1947, Iuliu Maniu, liderul istoric al Partidului Național Țărănesc, un om în vârstă de 74 de ani, era adus în fața unui complet de judecată împreună cu alte personalități ale opoziției democratice.
Procesul Maniu a fost o oribilă înscenare, destinată să genereze indignare publică împotriva presupuselor uneltiri ale dușmanului de clasă. Acest proces era prima filă din noua istorie comunistă în care întreg trecutul țării și, în primul rând, ideea democrației parlamentare trebuiau înjosite drept ceva la care niciodată oamenii nu mai aveau dreptul să viseze nepedepsiți. În loc de a obține confesiuni autoincriminante din partea lui Iuliu Maniu, tribunalul s-a văzut confruntat cu un exemplu de demnitate și onoare patriotică. Întrebat de președintele curții, colonelul Alexandru Petrescu, cel care o judecase pe Ana Paucăr la Craiova în 36, de ce nu a încercat să plece din țară precum alți militanți ai partidului său, Iuliu Maniu dădea un răspuns istoric, arătând că rolul său era să rămână în România și să lupte prin orice mijloace pentru ținerea de alegeri libere, garantarea libertăților politice autentice și restaurarea drepturilor umane elementare. S-a precizat de la început și lucrul este consemnat în minuta din 18 septembrie, că nu putea fi vorba pentru noi de a ne face agenții unei puteri străine. Asupra faptului trist că guvernul lui Groza nu satisface convențiunilor internaționale, nu respectă... Corect? Incapabil să accepte prezența lui Maniu în libertate, comuniștii l-au condamnat la închisoare pe viață. Iuliu Maniu avea să piară ulterior în penitenciarul de la Sighet, după ce fusese supus caznelor regimului celular și atâtor umilințe pe care niciun deținut comunist nu le cunoscuse vreodată în mult hulitul regim burghezo-moșieresc. La rândul său, Dinu Grătianu, liderul Partidului Liberal, era arestat și avea să piară în același infern numit Sighet. Distrugerea elitei politice a democrației românești avea să fie împlinită cu diabolică minuție de către discipolii locali ai lui Stalin. Instituția care avea să prezideze asupra acestor atrocități fără număr era Securitatea, alcătuită după chipul și asemănarea NKVD-ului stalinist. Fără această instituție, toate infuziile de entuziasm ale propagandei leninist-staliniste nu ar fi făcut doi bani dacă nu ar fi existat cumplitul sistem al dosarelor și interogatorilor nocturne, al delațiunii instituționalizate. Din primul moment, acest stâlp al totalitarismului se va bucura de sfaturile consilierilor sovietici care vor coopera cu colegilor români în ticluirea celor mai monstruoase forme de terorizare a populației. După 1948, România va deveni teritoriu pe care va prinde ființă un arhipelag gulag autohton, format din rețeaua de închisori, penitenciare și alte spații de tortură în care sadicii securității își vor putea satisface cele mai josnice instincte. Sute de mii de români, floarea intelectualității naționale, cei mai puri dintre studenți, activiștii partidelor de opoziție, militanți din rândurile minorităților naționale care refuzaseră dominația comunistă, inclusiv reprezentanții ai mișcării sioniste din România, țărani care se opuneau colectivizării, aproape tot clerul bisericii greco-catolice, precum și numeroși preoți ortodoxi, aveau să cunoască efectele pedagogiei securiste. Teroarea trebuia să fie universală și totală. Nimeni nu trebuia să se simtă la adăpost de brațul de oțel al Revoluției. În România, ca și în Ungaria, Polonia și în celelalte state supuse colonizării moscovite, securitatea asigura ordinea totalitară. Spre a folosi titlul unuia dintre romanele propagandistice favorite ale realismului socialist, așa s-a călit oțelul. Gheorghiu Dej coopera cu ceilalți membri ai quartetului pentru a accelera ritmul transformării României într-o democrație populară model. O glumă a epocii spune totul despre natura acestui tip de regim. Diferența dintre democrație pur și simplu și democrația populară este aceeași ca între o cămașă și o cămașă de forță. La 30 decembrie 1947, Dej și Groza îl convoacă pe regele Mihai și îi impun în chip samavolnic abdicarea de pe tronul României. Prin forță și amenințare cu forța, comuniștii l-au constrâns pe rege, simbol al continuității constituționale a statului român, vlăstar al unei familii ale cărei momente de glorie au coincis cu clipele cele mai înălțătoare ale consolidării României moderne, să-și părăsească țara. La mare adunare națională sosesc din toate unghiurile țării aleșii poporului, muncitori, țărani, intelectuali. Conducerea supremă în stat era figurativ asigurată de prezidiul Marii Adunări Naționale, un organism fantomatic în fruntea căruia era plasat profesorul C.I. Parhon și din care făcea parte, între alții, Mihail Sadovean, prozatorul de anvergură care acceptase încă din 1945 să declare că pentru români lumina vine de la răsărit. Tovarășilor
tovarășul Gheorghe Apostol anunță: Republica are o nouă Constituție. În locul monarhiei era proclamată o Republică Populară, al cărei imn spunea totul despre mitologiile ce aveau să devină monedă curentă în anii următori. Ceva mai târziu, cel de-al doilea imn de stat al RPR va consacra statutul de vasalitate al României în raport cu Uniunea Sovietică. Abolirea prin dictat a monarhiei și proclamarea unei republici fictive făceau parte din logica înăspririi liniei politice a stalinismului târziu. Era vorba de convingerea lui Stalin că un război mondial devenise inevitabil. Statele ocupate din Europa de Răsărit Centrală trebuiau transformate în necesare puncte de rezistență cât mai puțin vulnerabile atacurilor interne sau externe. Tovarășul Gheorghe Udej este în fruntea delegației guvernamentale care semnează în februarie 1948 pactul istoric de ajutor și asistență mutuală. Primul semnat de Moscova cu un stat care participase la războiul împotriva URSS. Comuniștii români făceau totul ca să se distingă prin inegalabilul lor servilism. A sosit în gara Focșani un lot de prizonieri români din Uniunea Sovietică. La sosirea în gară, repatriații au fost primiți de un mare număr de cetățeni care au manifestat cu entuziasm pentru prietenia româno-sovietică. Foștii prizonieri sunt sănătoși, voinici, bine echipați și, deși au făcut mai multe zile de drum, sunt veseli și povestesc cu entuziasm cele văzute și trăite în Uniunea Sovietică. Lotului urează foștilor prizonieri o viață nouă și spor la muncă în patria lor liberă. Tot în februarie 1948 are loc Congresul de Unificare al Partidului Comunist cu aripa colaboraționistă a Partidului Social Democrat din România, condusă de Lothar Rădăceanu și Ștefan Voitec. Se formează astfel Partidul Muncitoresc Român, în întregime dominat de comuniști, în care socialdemocrații vor fi simpli figuranți atunci când nu vor fi pur și simplu epurați în una din nenumăratele campanii pentru curățirea rândurilor partidului. Raportul politic la congres a fost prezentat de Gheorghe Gheorghe Udej, care a făcut clar că pentru România nu exista alternativă la calea de tip sovietic. Astăzi, pe scările mentale și în vasta sala tronului au intrat pentru întâia oară muncitorii și țărani. Într-o sală sunt expuse darurile muncitorilor pentru conducătorii partidului și delegații străini. Toate provoacă admirație pentru dragostea cu care au fost lucrate și pentru calitățile lor artistice. În sala mare s-a desfășurat un bogat și însuflețit program artistic. Istorică, marcând drumul către socialism al Republicii Populare Române, a fost naționalizarea principalelor mijloace de producție. Cei mai vrednici fii ai clasei muncitoare preiau conducerea întreprinderilor în care au fost exploatați. Este astfel deschis drumul spre imitarea modelului sovietic al industrializării forțate. Plenara CC al PMR din martie 1949 anunță planul transformării socialiste a agriculturii, în fapt proiectul distrugerii agriculturii private și respectiv al trecerii la modelul stalinist al colhozurilor, botezate pe românește gospodării agricole colective. Mimetismul cel mai dezolant este caracteristic pentru atitudinea comuniștilor români față de Moscova. Urmând exemplu sovietic, UTM-ul cotropește întreaga sferă a vieții tineretului. Se formează organizația pionierilor, iar întreg sistemul educațional este subordonat principiilor nefaste ale pedagogiei staliniste.
Este perioada în care se naște mistica șantierelor de tineret de la Bumbești, Livezeni și Agnita Botorca, în fapt copii ale centrelor de muncă forțate care împânziseră Uniunea Sovietică sub domnia lui Stalin. Propaganda este permanentă și omniprezentă. Se vorbește la infinit despre minunatele realizări ale regimului de democrație populară. Așa precum stejarul cel sănătos nu moare, ci retezatul trunchi hrănește noi lăstare. Așa crește într-una mai tare, mai târză, mai biruitoare. Mai aspră, mai fără de cruțare, mai multă, mai răzbunătoare. Din orașe lasate, peste vreri spulberate, din hotare în hotare, marea străfunda, neînfrânta mișcare a clasei întregi muncitoare. Presa și radioul nu fac decât să glorifice grandioasele realizări ale poporului frate sovietic, iar stereotipurile mecanice precum cel al muncitorului stahanovist și al colectivistului fruntaș sunt exaltate în nesfârșite benzi de celuloid. Caravana Ministerului Artelor a pornit cu trei resatele pentru a răspândi lumina culturii în masele țărănimii muncitoare. La căminul cultural din comuna Sândurița, Ilfov, țăranii muncitori au întâmpinat cu bucurie acest eveniment. Țăranii au privit cu multă atenție imaginile filmului, care le-au dezvăluit munca și viața fericită din colhozurile sovietice. Aici lucrează țesătoarea Maria Volkova, care s-a făcut cunoscută în toată țara ca inițiatoare a întrecerii socialiste a muncitorilor industriei textile în cadrul celui de-al patrulea plan cincinal. Ieri Maria Volkova a lucrat la 12 războaie de țesut. Astăzi, ea începe să lucreze la 16. Rezultatele obținute de Maria Volkova inspiră pe muncitorii industriei textile. Milioane de metri de țesături suplimentare dau țării nobilul exemplu al țesătoarei din Orehovo-Zuevo. Experiența acumulată de Uniunea Sovietică în decursul celor 32 de ani de construirea socialismului constituie o bogată învățătură care ușurează drumul țărilor cu democrație populară, deci și al țării noastre. În același timp, represiunea se intensifica. Sute de mii de țărani sunt arestați la începutul anilor 50 pentru refuzul de a se înscrie în gospodăriile colective. Au loc procese infame împotriva tuturor celor bănuiți care ar putea să conteste noul regim. Secțiile de cadre acționează cu fervoare în fiecare întreprindere, școală, spital, universitate, în fiecare sector al vieții sociale. Jurnalele de film din epocă nu înregistrează nimic din suferința unei colectivități umane martirizate. Ele ne vorbesc în schimb despre ajutorul primit din partea gloriosului popor sovietic, despre tovarășul T și tovarășa Ana. În timpul acesta, la Sighet și Aiud, la Gherla și Periprava, la Jilava și Pitești, se moare și se suferă. Gemetele victimelor nu străbat dincolo de pereții umezi și mucegăiți ai închisorilor stalinismului românesc. Toate acestea au fost locuri în care s-au urmărit pe toate căile distrugerea personalității umane și practic, cum se știe de fapt la Pitești, s-a ajuns la completa anihilare a libertății din individ. S-a ajuns la acel experiment odios care urmărea transformarea victimei în călău. Poarta Albă este ultimul vestigiu din ceea ce comuniștii ar fi vrut să fie salba de închisori a canalului Dunăre Marea Neagră. Cimitir Mamut, construit pentru întâia oară în perioada 1952-54, abandonat după aceea, reluat ca proiect de Nicolae Ceaușescu. Zeci de mii de oameni forțați să-și lase sângele, oasele, memoria aici. Acesta a fost destinul istoric al acestei construcții. Partid, tu pentru noi, prin noi învingi și orice pas un iad străvechi tu stingi, și în orice seceră, orice ciocan, un cuget pui, cu avânt de năzdrăvan.
și în orice braț trece vlaga tuturor din sterpe strânse smulgă prin izvor. Și an cu an izbâns cât veacul secer, întrecătorule mai sus de orice. Sărbătorirea lui Alexandru Toma la Uniunea Scriitorilor. Un egalitarism populist și demagogic este impus în chip sistematic prin întregul aparat al agitației de partid. Valorile naționale sunt cu cinism terfelite în numele luptei împotriva naționalismului. Să nu uităm, tovarăși, că în calea noastră spre o viață mai bună se află încă stabile. Avem dușmani înăuntru țării, pe foști moșieri și fabricanți, pe chiaburi și speculanți. Avem dușmani în afara hotarelor, pe imperialiștii americani, englezi, pe slujile lor de la Belgrad, care își întind ghearele lor până la noi, pe tot soiul de spioni, sabotori și teroriști. Legăturile cu Occidentul și latinitatea culturii române sunt atacate în numele luptei împotriva cosmopolitismului. Până în iunie 1952, în fruntea Ministerului de Interne tronează Teohari Georgescu. Locul său va fi luat în urma epurării în acel an a grupului Paucăr Luca de către devotatul acheu al lui Gheorghiu Dej, Alexandru Drăghici. Lupta dintre facțiunea din închisori și centrul moscovit avea să culmineze cu eliminarea Anei Paucăr și a acoliților ei la plenara CC al PMR din iunie 1952. Mulți au sperat că odată cu înlăturarea moscoviților din fruntea PMR se va produce o îmblânzire a terorii. Nici vorbă însă de așa ceva. Competiția se ducea între indivizi la fel de îndârjiți, la fel de fanatizați și de dispuși să îndeplinească ordinele lui Stalin. Într-adevăr, spirala represiunii atinge noi cote în a doua jumătate a lui 1952. Noi epurări se petrec, iar securitatea își întinde cu și mai multă forță tentaculele în toate direcțiile. Gheorghiu Dej domnește acum nestingherit. El reprezintă deja varianta balcanică a țarului roșu de la Kremlin. În martie 1953, Dej, ca și ceilalți mici Stalin din democrațiile populare, rămân orfani, odată cu încetarea din viață a celui care le conferise putere discreționară asupra atâtor milioane de supuși înfricoșați. Dej și alți lideri din Est participă la funeraliile lui Stalin, încercând să ghicească intențiile noilor lideri de la Moscova.